Salutare, oameni buni! Am chef de niște discuții tehnice pe care vreau să le împărtășesc cu voi, că mi se pare un subiect de interes și deși ăsta nu este un BMW și nu are motor de BMW, s-au făcut în colaborare cu BMW, altă variantă a acestei mașini are așa ceva și acele motoare folosesc un sistem despre care vreau să vorbesc astăzi, pentru că el în general de-a lungul timpului se cam strica la un moment dat și mi se pare interesant de tratat din ce cauză se strica. Pe parcursul acestui video o să vedeți niște drumuri frumoase. N-are rost să vă arăt fața mea gesticulând aiurea când puteți să vedeți niște peisaje reușite din zona asta a Odorheiului Secuiesc, unde am fost la o etapă de raliu, de campionat național și am făcut un film despre treaba aia într-un material separat și am filmat și test drive-ul acestei mașini, așa că și acolo o să vedeți niște drumuri frumoase. Și subiectul discuției de astăzi este sistemul Valvetronic, care se scrie Valvetronic, dar pronunția lui este probabil Valvetronic. Este un sistem pe care l-au în general motoarele de BMW, anumite motoare de Rolls-Royce care folosesc și ele motoare de BMW și foarte multe vehicule din concernul PSA. Este un sistem care nu e inventat de BMW, însă implementarea în care este făcută funcționarea lui e proprie BMW. Sistemul presupune gestiunea turației motorului prin adâncimea de lucru a supapelor și nu printr-o clapetă de accelerație, care în mod normal este prezentă acolo. Am făcut mai de mult un episod despre ce înseamnă gestiunea accelerației la motoarele pe benzină și la cele diesel. Cum că la benzină în general, sau nu, de fapt, tot timpul, gestiunea motorului se face prin gestiunea fluxului de aer. În sensul că turația motorului se reglează în funcție de debitul de aer și calculatorul ca răspuns injectează cantitatea suficientă, dă o comandă injectoarelor să injecteze o cantitate corespunzătoare de benzină pentru acel aer, ca să obțină diverse rații de combustie, stoichiometrice sau cu lambda plus sau lambda minus. La diesel, în schimb, gestiunea accelerației se face prin debitul pompei de injecție, adică șpriț puțin, turație mică, șpriț mai mare, turație mai mare. E, la motoarele pe benzină, toată chestia asta cu reglarea din aer presupune niște neajunsuri, pentru că în mod tradițional o motorizare pe benzină are o clapetă de accelerație, care de fapt este numită throttle body, corp de gâtuire, să-i zic așa, pentru că ea de fapt nu este pedală de gaz, cum zice lumea, este pedală de aer. Tu când apeși pedala de accelerație în mod direct, tu controlezi debitul de aer din motor, indirect pe cel de benzină, pentru că tu când apeși pedala se deschide o clapetă care dă drumul la mai mult aer în motor și pentru că a intrat mai mult aer, sistemul răspunde printr-o suplimentare a volumului de injecție și în felul ăsta motorul se turează sau, mă rog, îi crește puterea, sarcina și așa mai departe. E, problema la sistemele cu clapetă este că ele produc foarte mult vacuum și încă o falsitate din lumea auto, și anume că frâna de motor nu reprezintă comprimare, ci reprezintă sucțiune, vacuum. Deci tu când iei piciorul din gaz și mașina decelerează pe o coborâre, ce simți tu frânarea aia nu este o pernă de aer pe care pistonul o comprimă înăuntru fără să existe injecție, ci este munca pe care pistonul o face când coboară, încercând să sugă aer printr-o clapetă aproape închisă. Și acel vacuum foarte puternic din galeria de admisie frânează rotația motorului. Dacă prin absurd atunci ai anula această clapetă, ai deschide-o, motorul s-ar tura la blană, pentru că momentul, sau altfel spus, motorul ar intra într-o funcționare fără frecare, prin faptul că nu mai e vacuumul ăla care să țină pistonul să coboare. Și atunci e un sistem care funcționează prin descrierea asta și de aceea asistarea frânelor întotdeauna se face pe bază de vacuum din galerie și în momentul în care motorul e condus lejer, la modul liniar, turație relativ mică, sarcină mică, motoarele termice sunt extrem de ineficiente în acea zonă, pentru că practic
tu, în loc să lași motorul să zburde liber la 6-7000 de rotații, el este ținut la 1000-2000 prin acea limitare a clapetei de accelerație, prin faptul că nu e lăsat motorul să sugă cât aer ar dori. Și o eternă muncă pentru întreg motorul să se chinuie să sugă acel aer. Încercați să umflați o minge prin, cu o seringă. E foarte mare efortul. Sau să încerci să tragi din exterior, să tragi printr-un piston de seringă cu dopul pus pe, cu degetul pus pe gâtul acela. Această ineficiență se numește pumping loss în engleză, pierdere de pompaj, prin faptul că motorul, săracul, ca să meargă liniștit, de fapt se chinuie super tare. Și atunci o firmă pe nume Fiat, prin anii 60, s-a gândit să conceapă un sistem care să gestioneze motorul, sarcina, turația motorului, direct din supape și să nu mai folosească neapărat o clapetă de accelerație. Doar că la vremea aia era la început, ideea nu era fezabilă, dar au lansat acest patent. Și patentul a fost pus în practică odată cu inventarea și patentarea sistemului multi-air, care presupune controlul supapelor de admisie într-un mod electrohidraulic fără nevoia unui arbore cu came. Doar că acel patent dezvoltat de către FPT, Fiat Powertrain Technologies, a fost mai departe vândut către Schaeffler. Și de fapt Schaeffler se ocupă de producerea acelui sistem, însă sub licență. Și asta înseamnă că Fiat primește niște bani. Sistemul acela însă diferă complet, dar are același efect ca valvetronicul ăsta, despre care încă n-am început să vorbim în detaliu. Practic, la un moment dat, prin 90 și un pic, cam așa, când au apărut motoarele din familia N la BMW, adică N52, N53, N55 și ulterior toate seriile astea B moderne, precum și variantele lor de V8-uri și așa mai departe, unele V12-uri, au avut implementat acest sistem valvetronic, care presupune montarea în... uite, asta nu e ok, că merg cam ca pe stradă oamenii ăștia, mă rog. Montarea unui sistem în admisie care să controleze adâncimea de lucru a supapelor de admisie. Practic la BMW, acel sistem presupune așa. În momentul în care apeși accelerația, supapele se deschid foarte puțin, 0,2 mm. Și în motor este tras foarte puțin aer. Implicit motorul stă la relantii. Pe măsură ce apeși pedala de accelerație mai mult, sistemul începe și deschide supapele de admisie la o adâncime mai mare, până la vreo 9,6-9,8 mm, și motorul înghite mai mult aer, implicit injecția compensează printr-o mărire de debit. Și în felul acesta se ajunge la situația în care turația crește. Toată chestia asta este realizată cu un sistem electromecanic, nu unul electrohidraulic, cum este la vehiculele Fiat. În speță, un al doilea ax pe lângă arborele cu came. Adică ai un arbore cu came care însă nu calcă direct pe culbutorul supapei, ci calcă pe un papuc intermediar. Acel papuc este controlat ca poziție, el are o formă de așa natură încât în funcție de poziția pe care o are, poate permite ca acea rotație constantă a arborelui cu came, care are aceeași camă, ea nu-și schimbă forma. Doar că știți cum se rotește un arbore cu came și are ciocul ăla care apasă. Poți transforma acea mișcare relativ static fixă, pentru că nu se schimbă parametrii dacă acel ax se rotește, se va roti cu aceeași piesă. Îi poți schimba caracteristicile prin acest papuc, care imprimă culbutorului supapei, care are compensare hidraulică, adică nu necesită tacheți cu reglaj termic, o adâncime variabilă, de la 0,2 la 9,8 mm. Și în felul acesta, deși arborele cu came are aceeași camă, cu același profil de adâncime, adâncimea aia este trecută prin acest papuc, care papuc o transformă într-o mișcare variabilă. Și chestia asta este făcută cu ajutorul unui motor electric, care motor electric are o spirală și acționează asupra unui pinion, roată vierme, roată melcată sau worm gear, cum se numește în engleză, mecanism unidirecțional, de tip diodă mecanică, în ideea în care doar spirala aceea, filet, poate să rotească pinionul, nu și pinionul
poate să rotească spirala. Așa că dacă motorașul respectiv electric se oprește într-o anumită poziție, axul comandat rămâne acolo, nu-și schimbă poziția. Și toată chestia asta presupune o rotație de 180 de grade a acelui ax intermediar. Respectivul ax stă pe niște rulmenți care sunt plasați în chiulasă și pentru fiecare piston, că poți să ai 6 pistoane sau 4 sau 3 mai nou la BMW, sau poți să ai și 6 în linie la V12, adică 2 chiulase de 6 în linie, sau V8-uri, 2 chiulase de 4, acționează individual pentru fiecare grup de pistoane, adică pentru fiecare două supape de admisie. Și motorașul acela electric este conectat direct prin soft la pedala de accelerație. Și în momentul în care tu apeși accelerația, dai o comandă de rotație a acelui motor, care răspunde prin schimbarea poziției axului intermediar, implicit a acelui papuc, implicit a elementului acela de adâncime variabilă a supapei. Problema acestui sistem este că n-a fost gândit bine din punct de vedere al materialelor. Adică, în teoria materialelor, dacă vrei să ai duritate, trebuie ca doar unul din elementele unui sistem să fie dur. Pentru că altfel se vor măcina ambele prin contact. Adică dacă iei diamant și încerci să zgârii un diamant, vei reuși și le vei beli pe ambele. Dacă în schimb iei un cui de metal și încerci să zgârii un diamant, nu se va întâmpla nimic cu diamantul, dar la un moment dat cuiul se va uza. De aceea, de exemplu, geamurile se taie cu diamant, pentru că sticla e mai moale ca diamantul. Dacă ai încercat să tai fictiv un geam de diamant cu un diamant, le vei strica pe ambele. Și asta n-a gândit BMW când a făcut sistemul ăsta, pentru că pur și simplu a făcut și pinionul acela al axului intermediar și roata melcată din material de aceeași duritate. Și marea problemă de fapt este că acel ax intermediar se comportă ca doi sportivi care fac Skandenberg, pentru că acea roată melcată se chinuie să țină poziția axului contra unor arcuri. Sunt 6 arcuri pe acel sistem la un motor de 6 cilindri și practic în momentul în care motorul este ținut constant pe autostradă la 3500 de turații, de exemplu, arborele acela intermediar încearcă să fie tras înapoi pe poziția de relantit acele arcuri și este foarte mare tensiunea. Sunt niște arcuri extrem de puternice care practic sunt într-o luptă și produc o tensiune în raport cu pinionul ăla. Și gândiți-vă că la fiecare rotație, practic pinionul și cu melcul acela se mănâncă unul pe altul, pentru că e un efort foarte mare ca ele să se rotească, nu se rotesc liber. Și problema majoră este că acest sistem este foarte, foarte dependent de calitatea și desimea, să zic așa, sau intervalul schimburilor de ulei. Cu cât folosești schimburi mai rare de ulei și ulei de proastă calitate, vei avea un ulei degradat cu impurități care vor adăuga fricțiune în acel mecanism, pentru că și așa ele fiind boschet și frecându-se una de cealaltă, mai apare și uleiul ăla contaminat și fără peliculă sustenabilă, care face o abraziune și mai mare. Și de-a lungul timpului acest sistem a fost optimizat, pentru că la început el folosea niște motoare electrice cât alea de ventilator electrobanat, dar erau așa, cu perii care erau foarte mari și montate în locuri inaccesibile în chiulasă. Și de asta, la început, motoarele BMW aveau ori valvetronic, ori injecție directă, nu pe ambele. N55 a fost prima motorizare care le-a avut pe ambele. Și e interesant de văzut că au redus puțin din tăria arcurilor, au făcut motoarele brushless și le-au făcut mai mici, adică fără perii, dar iar au copt-o la un moment dat, pentru că la seriile N55, de exemplu, motorașul este băgat în adâncul chiulasei, adică în loc să fie motorul în exteriorul chiulasei și melcul înăuntru, melcul este înăuntru la mecanism și motorul electric este sub el. Mi se pare o abordare foarte nașpa din punct de vedere al managementului termic pe partea de căldură. Și în prezent, motorul valvetronic există, este foarte mic, este montat în față, la zona curelii de accesorii, e de vreo, cred că 6 ori mai mic decât era în trecut. În continuare, sistemul are aceste arcuri, însă dacă te uiți atent și îl studiezi, vei vedea, asta e una dintre cele mai tari mașini de rally, care cred că e urșită, respectiv Suzuki Swift Sport. Da, revenind la sistemul nostru, valvetronicul actual are poziția papucilor schimbată. Adică inițial arborele cu came
era sub arborele intermediar și chiuleasa era foarte mare și voluminoasă, iar acum arborele cu came este cel care stă deasupra și arborele intermediar de dedesubt și sistemul este mult mai compact. Unghiul de mișcare al papucilor este în oglindă, acum a fost mișcat și cert este că sistemul ăsta și în prezent este dependent de calitatea uleiului, pentru că înăuntru are pinion. Și rușii au găsit o metodă de a repara acest sistem prin fabricarea unei rozi dințate care se sudează pe arborele intermediar și care roata dințată este făcută dintr-un material puțin diferit de cel al roții vierme, acelei rotițe melcate. Și în felul acesta nu se vor uza ambele și uzura e mult mai redusă și mai mult decât atât s-a gândit rusul să facă o roată completă, nu în semicerc, așa cum este la sistemul clasic. Și practic ei îți vând cu o pătrime din prețul unui ax nou sistemul acesta de roată, care se sudează în 4 puncte, ține mult peste 100.000 de kilometri, mult mai mult decât sistemul original al acelor motoare și când se va uza, că se va uza la un moment dat, este natural, se rup sudurile și se resudează roata pe o poziție defalcată cu 180 de grade. Și practic e ca și cum la tubul de pastă de dinți, pe măsură ce se termină, sau deodorantul acela stick, tu mai scoți din ăla nou. Și cum ar veni tu la sistemul ăsta, reîmprospătezi dinții sistemului. Mi se pare foarte tare chestia asta și costă în jurul a 200 și un pic de dolari față de vreo 1200 de dolari sau nu, 1900 și un pic de dolari era axul respectiv pe piața din Rusia, de exemplu. Și dacă pui un ax nou, dar nu schimbi uleiul mai des, tu ajungi în același punct. Și asta e cumva, da, toată faza asta cu sistemul Valvetronic. Și de ce am zis, uite, eu mă aflu într-un DS acum, un vehicul din grupul Stellantis, pentru că BMW și PSA au colaborat pentru crearea motorului Prince SP6, 1.6 turbo și 1.4 și 1.6 aspirat, care au fost montate pe diverse vehicule precum Mini, BMW-uri, Citroen-uri, Peugeot și DS. Acest motor are în anumite variante, în toate în prezent, sistemul Valvetronic. La început nu l-a avut și n-avea nici Vanos acela, sistemul de distribuție variabilă. Dar pe măsură ce au venit update-urile tehnice de care s-a ocupat BMW și inițial nu s-a ocupat foarte bine pentru că e un motor care a avut extrem de multe probleme, au apărut și dublu Vanos și Valvetronic-ul pe toate variantele, indiferent că vorbim de aspirate sau turbo. Și toate au avut aceste probleme cu sistemul Valvetronic. Ideea e că această configurație de mașină, inclusiv un DS7 1.6 turbo sau plug-in hybrid cu 1.6, are acest sistem Valvetronic, însă toate vehiculele care au sistem Valvetronic folosesc și clapetă de accelerație, pentru că acea clapetă are câteva roluri. De exemplu, la rece, la prima pornire, până uleiul se încălzește, tocmai pentru că mecanismul ăsta este foarte sensibil la calitatea uleiului și la toleranțele date de temperaturile de funcționare, până motorul ajunge la temperatură în câteva minute, motorul e gestionat pe bază de clapetă de accelerație. De asemenea, în frână de motor, ca să producă acel vacuum în galeria de admisie și să poată să aibă efectul de frână de motor, aceste mașini necesită vacuum în admisie, implicit necesită o clapetă de accelerație pentru chestia asta. Așa că la Valvetronic, la fiecare situație în care tu ridici piciorul de pe accelerație și e necesară o frânare, va funcționa clapeta și sistemul Valvetronic cumva se relaxează. Dacă scoți motorașul sistemului Valvetronic, iei mufa, axul intermediar se va roti, va pivota pe poziția respectivă în care rămâne complet deschis. Va sta la la adâncimea maximă de lucru și în felul acesta motorul poate fi condus într-un soi de limp mode cu pedala de accelerație, care este conectată la partea de clapetă de accelerație. Alt rol al acelei clapete de accelerație este să facă un mic vacuum parțial pentru ca motorul să poată să-și tragă în admisie gazele de carter și sistemul de ventilare vapor rezervor. Pentru că dacă n-ai vacuum, ăia nu pot fi trași înapoi în zona de admisie când motorul merge în starea de alimentare naturală, adică când turbina nu este în sarcină, să zic așa. Și de asemenea, la anumite situații de avarie, la, cum am zis, la pornirea asta la rece, are această
titulatură, rolul ăsta, foarte importantă chestia asta. Și printr-o extrapolare în paralel la Fiat, de exemplu, ai exact același rezultat, care însă este obținut mult mai variabil, adică mult mai versatil, printr-o modul electrohidraulic, adică acolo nu numai că îi controlezi adâncimea de lucru, cât și cât de repede se deschide, cât de repede se închide, la ce poziție coboară, când se deschide, când se închide, și în felul acesta ai și distribuție variabilă completă, nu numai control de adâncime, valve lift, cum se numește în engleză. Și Toyota are un sistem similar cu BMW, care se numește Valve-matic, și care are un motor în capătul arborelui cu came, care poate varia această poziție printr-un arbore intermediar. Și motoarele din seria NU, de pe Hyundai și Kia, și motoarele, anumite motorizări parcă din familia Beta, au un sistem care se numește CVVL, Continuous Variable Valve Lift, care tot așa, în capătul de la volantă al chiulasei, are un motoraj electric. Și efectul este identic, doar că obținut prin mecanisme diferite. La mult ier, problema iarăși ține de ulei, pentru că e foarte sensibil mecanismul, el are niște solenoizi cu niște camere hidraulice, care pot să întrerupă legătura hidraulică dintre arborele cu came unic, care este și de evacuare și de admisie. El apasă evacuarea direct prin niște came și indirect apasă niște pistonașe care produc presiune și care e folosită pentru supapele de admisie. Doar că în momentul în care solenoizii aia devin activi, ei vor gestiona când e folosită acea presiune și atunci apare efectul variabil. Dar în mod normal, dacă ei stau închiși, relaxați, fără curent, ai o legătură hidraulică direct între arborele cu came și supapele de admisie. Și în felul acesta se deschid supapele și se închid normal, ca și cum ar fi un motor SOHC, single overhead camshaft, un singur arbore cu came, dar cu 16 supape, 4 pe cilindru. Însă acolo apare și supraalimentarea, la fel cum se întâmplă și la BMW, și sunt niște situații, de exemplu, anumite motoare de BMW n-au avut valvetronic. N54, variantele moderne N73 V12 nu mai au valvetronic, pentru că acolo, practic, debitul de aer este reglat mai eficient de către turbină. Și, în general, pierderile astea de pompaj sunt foarte pronunțate ori la motoarele foarte mari, ori la cele foarte mici. Și atunci, cumva, se pun în balanță mai mulți parametri și de aceea la unele situații nu-i folosit, adică la un Rolls-Royce cu 6.6 V12 sau la un seria 7 cu 6.6 V12 ai 600 și ceva de cai și sunt folosiți tot timpul, adică e genul ăla de mașină relaxată, nu se pune probabil atât de mult aspect pe partea asta de eficiență. Și aici intervine totuși eficiența asta vizibilă a motoarelor BMW pe benzină, care consumă foarte, foarte puțin, adică un B58 de aproape 400 de cai, el are 374 pe foaie în cea mai puternică formă, dar de fapt aia sunt cai care sunt măsurați la roată. Și bănuiala mea și a multora care fac teste dyno este că motorul B58 are undeva minim 460 de cai în formatul cel mai puternic, undeva chiar spre 500. Primele seria 3G20 M340i au fost testate pe dyno la vreo 460 și ceva de cai la roată. Ca să ai asemenea putere la roată, mai adaugi un 8% pe traseu ca să obții la motor. Ori pe actele au avut 374 tot timpul. Și așa vedem cum motorul ăla cu cai ăștia, mulți oricum, inclusiv o Supra sau un Z4 de 340 de cai, se pare că motorul ăla tot vreo 360-70 are în realitate și la roata ajung 340 de cai, nu la motor. Consumă pe un drum, cum merg eu acum în stilul acesta, la 70 la oră în spatele unui tir, sub 6%. Adică i-am scos cu Supra sau cu BMW-urile cu acest motor până la Snagov, în mers din ăsta relaxat 80-90 la oră, 5,7%. Pe autostradă vei avea consumuri de 8,4 până la 9,7 în funcție de caroseria mașinii pe care este montat acest sistem. Și motorul nu și-a văzut toată eficiența încă, pentru că tocmai a fost updatat tehnologic TU2, care are și ciclu Miller, are și VVT-uri electrice și are și injecție multipunct, și valvetronicul despre care am povestit în aceste câteva zeci de minute a fost adăugat și pe evacuare. Are un culbutor suplimentar pe arborele de evacuare, în așa fel încât în anumite situații poate să închidă complet schimbul de gaze, adică nici nu intră aer în motor și nici nu ies gaze. Și motorul cumva
se rotește mult mai lejer și pentru că sistemul ăla este pe mild hybrid, întreaga forță de decelerare cinematică din roți, cinetică de fapt, se duce în alternatorul generator din transmisie și frâna de motor se transformă aproape integral în recuperare electrică, nu mai este irosită ca inversare din asta mecanică prin rotația motorului. Și totul mulțumită acestui sistem, care e foarte mișto, doar că până acum a fost implementat puțin ciudat. Așa că cei care aveți BMW-uri vechi, precum, nu știu, E46, E90 mai ales, E60, toată gama aia de mașini făcute de prin 2000, aproximativ, nu știu, 2001, 2. Cred că a apărut prima dată sistemul pe seria 3 compact TI. Și încă există în prezent. Deci toți care aveți motoarele astea și știți că sunt probleme cu ele, verificați posibilitatea asta de a vă face pinioanele astea custom la strung și veți vedea că o să scăpați de situația asta, dar în primul rând schimbați-vă uleiul mai des. De asta rușii la aceste motorizări schimbă uleiul la între 5 și 7500 de kilometri cu indulgență 10.000. Pentru că sunt motoare care merg fierbinți, termostatele merg foarte fierbinte, deschid târziu și în felul acesta uleiul cam tot timpul stă la peste 117 grade, antigelul, pardon, și implicit și uleiul ajunge la temperatura asta. Ideea este că își pierde proprietățile mult, mult mai des, mai repede, se contaminează și pentru că motoarele alea în general au avut și alte belele, precum cămăși din astea de Silitec și alusil și genul acela de materiale adăugate prin metode complexe care se zgârie ca un smalț, Nicasil de exemplu, care reacționează cu sulful din vechea benzină, ai o uzură accentuată datorată acestui schimb rar de uleiuri. Așa că schimbați-vă uleiul mai des, pentru că e mult mai benefic pentru motor. Oricât ar spune oricine, nu există conceptul de a ține 2 ani și 30.000 de kilometri un ulei, mai ales la motoarele astea care merg în regim termic ridicat și în general la mașinile astea. Adică nu înțeleg de ce atâta hate și lumea are impresia că dacă zici chestia asta promovezi ideea de a le băga profit în buzunar companiilor, că ce băi, umpli pe aia de bani că le cumperi uleiurile. Orice ulei schimbat des este mai bun decât orice ulei schimbat rar. Deci important este să faci chestia asta mai des, pentru că e infinit mai ieftin să dai, să zicem, 1000 de lei pe an pe schimburi de ulei, decât să dai 300 de lei la 2 ani, zic și-o fictiv, și să bagi în reparații după aia 1000 de lei, că trebuie să resegmentezi, că ți se înfundă galeria de admisie și trebuie să o cureți, că apare consumul de ulei și multe alte probleme care sunt infinit mai scump de reparat decât schimbarea la timp a unui ulei. Și asta mi se pare o chestie foarte, de care trebuie să fim, să fim conștienți până la urmă. Cam asta a fost filmarea. Habar n-am cât a ieșit. Probabil au fost undeva în jur de 30 de minute și observ că mi s-a redus timpul până la destinație cu 20 de minute, deci nu pot decât să mă bucur. Ați văzut și voi un peisaj frumos, ați văzut și sistemul, explicația sistemului Valtronic, ați înțeles de ce inițial motoarele cu injecție directă nu aveau acest sistem, pentru că nu încăpeau toate piesele sub chiulază, deci au încercat să-l facă mai mic, pentru că motoarele au fost făcute din ce în ce mai plat, ca să poată să schimbe liniile de design și să bage sub capotă toată partea asta de componente compacte. Și cum funcționează el și de ce apare această uzură? Nu mai zic că se strică inclusiv senzorul de poziție de la sistemul Valvetronic, care trebuie să cunoască în ce poziție se află acel ax, pentru că el nu numără doar rotația motorului, ci judecă după poziția axului. Din nou, un ulei care merge încins și care oricum arde și simeringurile de sub apă, va contamina cu depuneri și senzorul hall de poziție, care nu va mai citi poziția corect și apar șocurile acelea în motor. Și e de văzut și faptul că există anumite cablaje electrice care de asemenea se mai pot arde, mufe, chestii de genul acesta. Și un sistem destul de complex și oarecum firav pe anumite motorizări, dar are un capăt, poate fi înțeles până la urmă, cam asta ar fi ideea. Și mai era o chestiune pe care vreau să o zic legată de el, dar am uitat, că mă concentrez și pe condus totuși până la urmă. Și cred că, da, ați prins ideea asta de
principiu până la urmă. Dacă mai e ceva, o să mai completez în zona de comentarii. Și mi-am adus aminte de fapt ce vreau să zic, că, de exemplu, la EP6, prin faptul că un om, nu știu, cu reavoință, a făcut scaunele de supapă de la acel motor în variantele inițiale din aluminiu, în timp ce chiulasa este din aluminiu, dar supapa este din oțel, pe principiul durității materialelor pe care l-am explicat mai devreme, care n-ar fi trebuit aplicat la ansamblu supapă-scaun, au făcut așa ceva. Și acel principiu presupune că supapa dură de oțel sparge scaunul de supapă, îl scoate din poziția lui. Și practic, pentru că nu se mai așează supapa în scaun, că scaunul e deformat, motorul trage aer în momentul, nu mai are compresie. Și în momentul acela intră poate și aer nedorit în camera de ardere și sistemul nu mai funcționează, cu motorul cu totul nu mai e în regimul potrivit de turație. Și datorită acestui aspect, sau din cauza lui de fapt, sistemul valvetronic, deși el funcționează prin faptul că pinioanele merg, apasă toată distanța aia, scaunul fiind defazat, anulează acea deschidere de 0,2 mm și motorul moare la relanti, pentru că nu are suficient aer. Și soluția pentru a vă da seama dacă există o problemă în acel caz este să scoateți mufa valvetronic. Dacă în acel moment motorul stă la relanti și se conduce cât de cât ok, înseamnă că în cazul motorului N13 de BMW sau EP6 de PSA mai vechi, ai problemă cu chiulasa cu acele scaune. Și prin faptul că ai trecut pe gestiune pe clapetă scoțând mufa de la valvetronic, apare această situație de falsă rezolvare a problemei, pentru că tu de fapt ai tratat efectul, nu cauza. Adică rămâne scaunul belit, doar că pentru că tu lași supapa acum să se deschidă blană și controlul din clapetă, acea mică deplasare a scaunului nu mai e relevantă. Dar tot nu-i bine, că motorul nu are compresie pe acel cilindru ca lumea și tot apar situații neplăcute. Așa că în cazul ăla, din păcate, chiulasele trebuie refăcute și nu e ieftin să faci chestia asta. Atât am avut de zis și sper că am mai înțeles lumea despre ce e vorba cu acest sistem. Pentru că mulți spun Vanoș, Valvetronic, VVT-uri, dar nu prea înțeleg exact despre ce e vorba. Și cu aceste materiale îmi place mie să cred că ridic nivelul de cunoștințe sau măcar apetitul pentru a cunoaște al unora, inclusiv a unor prezentatori. Și am niște discuții cu un anume prezentator pe care l-apreciez din punctul ăsta de vedere, cu care am dezbateri tehnice recent și omul este student la mecanică. Este vorba de Silvian Irimia de la canalul AutoVantage. Dezbatem diverse subiecte. Mă întreabă chestii pe care nu le-am înțeles, încerc să îi le explic și mi-a spus că îl bucură foarte mult că îi răspund la solicitări. Și zic, bă, până la urmă suntem oameni, activăm în același domeniu, nu văd de ce nu presimt o competiție. Și cu cât fiecare din canale își ridică nivelul individual, îi face și pe ceilalți să devină mai ridicați la nivel sau măcar să vrea să fie așa. Și per total toată lumea are de câștigat. Voi urmăritorii ajungeți să primiți content mai bun. Și e foarte important, chiar dacă nu știi un lucru, să ai curiozitatea să vrei să-l știi sau să spui cumva întrebarea că ceva interesant e acolo. La fel am mai vorbit cu Silvian despre o chestiune interesantă. De ce la Duster există acele tăieturi, striații pe tubul de admisie care duce până la cutia filtrului? Că pe acolo pare că poate să intre aer. Și așa și este. Acel loc este gândit special pentru că atunci când mașina accidental ajunge în apă, la un nivel la care din păcate ar putea să tragă în admisie apă, ca motorul să nu facă hidroblocaj, să intre apă și să rupă bielele, prin faptul că sorbul principal de jos al admisiei este în apă, dar pentru că tubulatura este crestată ca o pâine și are striațiile alea, va trage aer pe acolo și în felul acesta motorul nu va trage apă. Evident, dacă insiști și te bagi mai mult, o să tragă apă și pe acolo. Și al doua explicație este că motorul funcționează cu un retur foarte consistent de eghere și acele eghere la un moment dat face ca presiunea în admisie să fie pozitivă, cu totul și să verse gaze pe acolo, ca să n-ajungă să parcurgă un traseu destul de lung. Și faptul că el m-a întrebat că a văzut acele striații, arată că este cu o înclinație tehnică puternică și chiar dacă poate la o primă vedere n-a știut exact să-și dea seama, pentru că nici eu nu mi-am dat seama la bun început despre ce este vorba, când am studiat problema asta înainte să mă întrebe el, mi-am dat seama exact ce și cum, că am văzut ceva acolo, hai să învățăm, să ne documentăm, să studiem. Și setea asta de cunoaștere este un motor pasional pentru mine, care mă face să
vreau să dau din ce în ce mai mult, să fac treabă bună. Și de asta consider că nișa mea este asta a tehnologiei și a poveștilor. Și pot să împachetez orice element mecanic sub o formă de poveste pentru ca lumea să-l înțeleagă. Și de asta filmările astea sunt atât de lungi și cred că genul ăsta de material poate fi folosit drept podcast la un drum precum acesta, pur și simplu să-l asculți. Și sunt convins că sunt foarte mulți dintre voi care au învățat să-și repare vanosul de la BMW, să-și recondiționeze acele garnituri, să vadă mici lucrări din astea de optimizare. Și pentru oamenii ăștia fac eu materialele astea, dar și pentru cei care vor să cunoască mai multe lucruri. Atât am avut de zis, sper că v-a plăcut și că nu vi s-a părut plictisitor. Pentru mine, dacă 1, 2, 3, câțiva oameni acolo apreciază materialul ăsta pentru contentul informativ, înseamnă că eu mi-am atins ținta. Ținta mea nu este să fac vizualizări, așa cum spune unul care n-are toți dinții în gură, în ideea în care toți am fi clasați în funcție de vizualizări. Nu, faima este motorul și criteriul principal, ci profesionalismul, stilul propriu al fiecăruia și felul în care faci toată treaba asta. Așa că nu trebuie neapărat să fii faimos, să ai cifre ca să faci un lucru de calitate. Și de asta, când vedeți anumite chestiuni pe anumite canale sau pe o nișă, încercați să le susțineți cum puteți, și eu fac la rândul meu chestia asta, măcar apreciativ, în ideea în care motivez omul ăla să facă treaba aia mai departe. Pentru că sunt foarte mulți oameni talentați în foarte multe domenii care sunt subapreciați și cumva talentul lor se stinge, pentru că nu mai au chef să facă chestia asta mai departe dacă nimeni nu îi apreciază. Și în viața unui om, niște simple vorbe bune s-ar putea ca să ajute foarte mult și să schimbe totul la o dimensiune din asta, butterfly effect, cum era filmul acela celebru, pe principiu cauză și efect. Deci, ăsta a fost episodul. La revedere!